Auzi? Da, gata, începem. Haide. Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți o nouă ediție a emisiunii Sport Report la Radio Gold FM și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și în această seară, ultima din această săptămână. Sunt Gabi Safta și invitat în prima parte a emisiunii este directorul executiv al clubului FCU Craiova 1948. În opinia mea, pentru că înțeleg că oamenii de la CNA, doamnele, domnii de la CNA, îmi permit să spun că dacă este opinia mea, mi-o pot exprima public, este Universitatea Craiova. Marcel Pușca și în prima parte, apoi în a doua jumătate emisiunii Cristi Costache, avem foarte multe subiecte de vorbit, de aceea mă grăbesc să-l salut pe directorul executiv al FCU Craiova, domnul Marcel Pușca, și căruia îi mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Ce facem cu FCU Craiova, domnule Pușcaș? Ce să facem? Jucăm fotbal, încercăm să ne salvăm de la retrogradare, pentru că am ajuns în situația asta, nedorită, nici de noi, de conducere, nici de patron, nici de jucători. Și cine a comis-o, până acum, cum se spune, trebuie să-și scoată căruța din situația asta. O să o scoată. Sunt convins că nu vom retrograda. Asta e punctul meu de vedere. Din mai multe motive, o să mă întreb de ce, din mai multe motive. Odată că nu merităm, ca valoarea lotului, ca și condiții create, dacă vrei și ca program, ca știu, o echipă simpatizată, având mulți susținători. Deci, din mai multe puncte de vedere, nu cred că se va ajunge la retrogradare. Nu că nu cred, sunt convins că nu se va ajunge la retrogradare. Toată lumea fotbalului spune că este echipa cu un fotbal bun, fără rezultate. E pe locul 5 la clasamentul șuturilor pe poartă. Face spectacol, îl face degeaba, zic oamenii. Trebuie să se trezească în al 13-lea ceas, băieții. Pentru că știți ce este paradoxal? Aceiași jucători, aceeași echipă, în luna decembrie defila, dacă pot spune așa, exagerăm poate un pic, avea 3-4 meciuri la rând câștigate. Se gândea la play-off, toți o vedeau acolo, oamenii care urmăresc fenomenul, iar acum se află în această zonă. Sunt exact aceiași jucători. Este o schimbare totală, nu știu de ce. Pierderea unui obiectiv se întâmplă și la case mai mari. Ratarea unui obiectiv, dorința a existat de a ajunge în play-off, dar probabil că acel nu, s-a pus șat pe mintea băieților. Asta e părerea mea. După care, bineînțeles că nemai fiind un mare obiectiv decât salvarea de la retrogradare, pentru că în play-out mai avea locul 7, un baraj și așa mai departe. Semnalul se pare că nu este foarte în regulă. Ia, să vedem. Alo? Da, da, acum, da. Acum, da, e în regulă. Spuneați că locul 7, sigur, ar putea să fie noul obiectiv. Era da. Deocamdată să ne vedem de puncte și să acumulăm cât mai multe puncte, pentru că ăsta este scopul. Să, în primul rând, să nu retrogradăm. Vreau să vă întreb un lucru. Am auzit, nu știu cât e de adevărat, că pe locul 10, dacă vă clasați, da, nu știu, e o problemă cu semnalul, se pare, o să revină Marcel Pușca și dacă nu revine în scurt timp, o să-l sun pe telefon. Așadar, în prima parte, dragi prieteni, vorbim cu Marcel Pușca și în această ultimă zi din săptămână la Radio Sport Report. Până se conectează, în speranța că se va reconecta, vreau din nou să vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit în această săptămână emisiunile noastre, cea de ieri cu președintele Federației Române de Polo. Echipa națională a României masculină s-a calificat la Olimpiadă, e o mare bucurie, vom avea acolo o echipă, cred că e singura echipă care s-a calificat la Olimpiadă, mai este și tenisul de masă, despre care vom vorbi săptămâna viitoare, am tot încercat o legătură cu Federația de Tenis de Masă, din păcate însă ei sunt în Singapore de foarte mult timp. A revenit domnul Marcel Pușcaș, în speranța că acum se aude totul bine, gata, e în regulă. Vă întrebam dacă e adevărat, locul 10 este adevărat că joacă baraj cu locul 7 în condițiile date cu alte echipe care nu au depus licența pentru UEFA? N-am auzit încă de așa ceva. Cred că cea mai bine clasată echipă de pe locurile 7-10
posesoare de licență, din câte știu eu, va da barajul pentru cupele europene. Da, și practic din toată această zonă play-out, Universitatea Cluj și FCU Craiova sunt singurele echipe care pot juca în cupele europene. Da, asta este și asta. Și asta este un motiv pentru care nu merităm să retrogradăm, pentru că vrem să ajungem acolo, chiar dacă mijloacele folosite înseamnă situație financiară și nu neapărat punctele acumulate în clasament, dar înseamnă că ne dorim mai mult și cred că și merităm mai mult. Cu siguranță. Vă este teamă de o chestiune psihologică, de un blocaj, de o care să o coste pe Craiova mai multe puncte în următoarele meciuri? Nimeni nu mai are nimic de pierdut, trebuie să joace cu zâmbetul pe buze, cum spuneai regretatul Ilie Balaci, trebuie să joace concentrat, trebuie să dea drumul la minge, cum știu ei să joace și cum au dovedit de atâtea ore. Atâta tot, să facă ceea ce știu ei mai bine și să nu facă ceea ce nu știu. Și mai puțin să ne intereseze adversarul, pentru că în această fază oricine poate învinge pe oricine. Și Botoșaniu este o echipă disperată, și Iașu este o echipă disperată, și Galațiu este o echipă disperată, Voluntariu. Deci există un grup de echipe care se agață de orice punct, tocmai cu scopul de a nu ajunge la Liga a doua. Liga a doua înseamnă pierdere financiară, în special chiar dacă patronul a declarat ieri că în ziare, nu știu, se pare că la Fanatic parcă, că nu contează divizia B, sigur nu contează, este să joacă fotbal și acolo, se poate reveni, nu e nicio problemă, dar nu merităm să ajungem acolo. De ce discuția cred că nu mai are sens. Vreau să mă duc într-o altă discuție. În ultimele zile s-a scris contra celor care nu au depus dosarul. Eu aș vrea astăzi să vorbim în favoarea celor care l-au depus, pentru că noi în general vrem să fim negativi în presă. De ce să nu vorbim laudativ la adresa celor de la Universitatea Cluj și de la dumneavoastră, care v-ați străduit și ați respectat acest dosar de licențiere UEFA? E o mare bilă albă pentru Adrian Mititelu, în opinia mea. Păi este, pentru că depunând dosarul înseamnă că dorim să ajungem în cupele europene și în primul rând să jucăm acel baraj, și în al doilea rând înseamnă că din punct de vedere financiar avem încredere că îndeplinim toate condițiile, și asta este adevărul. Deci nu pot două echipe din cele 10 aflate în play-out, din 10, 2, Clujul și noi, iar celelalte 8 să nu fie interesate de a performa sau de a ajunge în cupele europene, spune multe despre interesul față de această competiție. Și atunci de ce rămâne ele în Liga 1 și nu noi? Și cu Cluj, și de interes, dar și de investițiile pe care le face fiecare în echipa de fotbal. Păi, sunt multe în insolvență, din câte știu. Dinamo insolvență, Hermannstadt insolvență, nu știu, Petrolul cum stă, cine mai e? UTA nu se simte prea bine. Sunt niște echipe, poate chiar Voluntariu, deși nu cred la Voluntari, dar cele pe care le-am amintit, într-adevăr, se știe și au apărut și în ziare că au probleme financiare. Ori până la urmă, fotbalul înseamnă condiții create, condiții avute și toate culminând cu un joc bun, ceea ce noi până acum, anul acesta, nu am făcut, cu excepția acelui joc contra celor de la Dinamo și 75 de minute cu Rapid. Și nu știu câte cu CSU. Da. Adică au fost porțiuni de meciuri. Așa este. Mai drept. Adică au fost, pe durata campionatului au fost multe meciuri bune, păcat că le-au scăpat printre degete băieții, multe puncte scăpate așa când le aveau în mână, goluri pe final, goluri din greșeli personale. Există cumva o problemă, o tensiune în lot? Pentru că am văzut că Dragoș Albu și Bahasa s-ar fi bătut în vestiar. Gabi, lasă-mă cu profile astea de invocate, cred că prosportul le găsește și bagă bățul prin gard. Probabil că au pe cineva care le dă informații, dar acele informații nu sunt nici de cum la nivelul celor expuse în presă de către acest ziar, de către această publicație. Da, au fost
a fost ceartă între Basa și Albu. Nici vorbă de bătaie, așa cum au fost certuri în mai toate echipele din lume atunci când s-a pierdut un meci. Țin minte că la un moment dat Ferguson a dat cu, nu știu ce, cu gheata după Beckham la Bitai Manchester United. Țin minte că Ionel Ganea s-a bătut în vestiar la Stuttgart cu un coleg în Bundesliga. Țin minte că Bioloni la națională, cu antrenorul la echipa națională și așa mai departe. Deci multe pot să spun. Când nu merge un lucru, sigur că trebuie să fie minim un doi ca să se certe. Doi zugravi îi luăm, da? Sau în aceeași casă un instalator și un electrician. Se înjură reciproc și dă vina unul pe altul. Pe priorități, pe nu știu ce, că trebuia să termin ieri, că nu mă lași să tai cablu, că îi săpat pe dincolo și mai departe. Doi. La doi constructori. Dacă, sigur, noi suntem expuși pentru că suntem un fenomen public, fotbalul, dar eu refuz să cred că redacția la ProSport nu sunt scandaluri și nu sunt certuri și nu sunt invidii. Și eu am informații, de exemplu, că sunt unii partipric cu anumite echipe, alții nu. Unii au interese să, poate cine știe, dau așa un exemplu, să aibă niște avantaje de la un club sau altul, pot să spun ce vreau. Dar până când nu poți dovedi lucrurile astea, atunci hai să ne abținem. Faptul că cineva, vezi, doamne, o cârtiță anumită de ei, expune, în primul rând că acea cârtiță nici n-a fost în vestiar. Deci nu era în vestiar. Ca să spună, doamne, s-au bătut. Păi una e să te cerți, să ceartă antrenorul cu jucătorii, să ceartă patronul cu jucătorii, cu antrenorul. Ne certăm noi între noi. Dar asta e când nu merg lucrurile. Uneori se ceartă unii și când merg lucrurile. Da. Hai să fim serioși. Bătăi între coechipieri. Se înjură coechipierii pe teren. Nu odată, că doar ai jucat fotbal și ai văzut mii de meciuri în viața ta. Se jură în timpul terenului. Jucătorii, colegi, între... Apropo de probe, am văzut o atitudine pe care eu o consider lăudabilă, deși, atenție, eu vin din rândul jurnaliștilor. Da. Domnul Adrian Mititelu a spus că va avea o problemă ProSportul pentru că se va confrunta cu unul dintre cei mai buni avocați din țară. Pe care de consecință clubul acționează în judecată ProSportul pentru acele informații? Vezi că de vreo 3-4 zile au început să facă un serial. Vezi, dar nu știu ce se dorește cu asta. S-a certat Bahasa cu Alu. Au recunoscut, da, domnule, ne-am certat. Au recunoscut. Ce mai vrei? Că nu are bani mintite, l-au citit, că o să dai ei informații. N-au ei la redacție, păi așa și am auzit și eu că redacția ProSport e întreținută de celelalte ziare, celelalte publicații din grup. Dacă rămâne de sine stătător ProSport, ar fi în faliment de mult sau desfințați de mult. Am auzit cu certitudine treaba asta. Uh-huh. Am eu și eu o cârtiță acolo. Pot spune, nu asta? Puteți spune, da, nu că ar fi adevărat. Adică, acum ați dat un exemplu, îmi imaginez, un exemplu ce ați putea spune. Aruncă un prost, un leu în baltă și 100 de deștepți să chinuie să găsească leu. Hai să fim serioși. Ar trebui. Ce o să spună toți cei care ne cântă prohodul acum, inclusiv unii din presă, dacă ne salvăm de la retrogradare, ce o să spună? Tare sunt curios, peste două luni ce vor spune. Scuze pentru că nu au caracterul necesar. Dar nu ne salvați. Dar ce ar spune dacă ar juca în Europa, cum visez eu? Nu mai spun de asta. Da, poate. Am avut situații, nu țin minte când am început în divizia, în Liga 1, acum 3 ani cu Mutu și după aia n-am început să nu meargă echipa, iar am mers, iar n-am mers. Aoleo, au început toți pe Facebook, pe echipă de B, jucători de B, Mititelu-i nebun, că de ce l-a adus pe ăla? Păi aduceți-i voi, mă frate, plătiți și aduceți-i voi pe jucători. Plătiți voi contractele jucătorului și aduceți. Nu, eu știți ce sunt, mă revoltă când am avut asemenea păreri, că de unde i-a adus, că sunt de divizia B, oameni buni, sunt aceiași care au avut 4 meciuri la rând, au bătut, au jucat, au dat goluri, au fost aproape de play-off. Dar cu Faro, de exemplu, 4-0 cu Faro, sunt aceiași.
Sunt acele meciuri pierdut la Constanța, când am avut un penalti clar la Companiuci. Nu s-a dat. Sunt aceiași care au făcut prima repriză, au fost peste CSU Craiova, ocupanta locului 3 în Liga 1 sau 4. Da? Sunt aceiași. Cum se trăiește această perioadă acolo în interiorul clubului cu toate aceste atacuri sau cu aceste lucruri care vin din exterior răutăcioase și neadevărate și nedemne de un cunoscător? Suntem hârșiți în fotbalul ăsta ca să ne pese. Eu îți spun acum că dacă nu abordai subiectul, nici nu-l deschideam eu, dar dacă tot l-ai atat, ți-am dat răspunsul meu. Și dacă vrei și al clubului. Deci sunt oameni care cârcotași. Doamne, pe ce au descris? Că tehnic se împotmolesc în șireturi. Dacă ar descrie o tehnică, o situație, o problemă. N-a jucat niciunul fotbal din toată redacția. Nici sport n-au făcut. La sport, tire la sport. Într-adevăr, asta e o problemă. Că... fără să fi făcut sau fără să fi fost un pic apropiat de Liga 3, de Liga 2, nu vorbesc de Liga 1, la vreo miză în viața lui, nu ar mai fi făcut din țânțar, mă. Să spună, domnule, s-au bătut, s-au certat, uai, aoleu, ce se întâmplă? Dacă era el, pentru că în orice vestiar se întâmplă, sunt discuții contradictorii și ceartă, nu ne-a și bătăi. Clar. Deci dacă n-a fost nici nimeni în redacție, nu se pare ceva wow. Unde a jucat fotbal Trifan? Ce sport a făcut Trifan? Nu dați nume, că colegii mei și mă... Acum o să spună că nu trebuie să fi fost fotbalist sau sportiv ca să poți să scrii de o situație sau alta. Nu, este adevărat. Dar trebuie să fii fost într-un colectiv în care te-ai certat și tu, odată măcar în viață. Absolut. Pe sport nu s-a certat nimeni cu nimeni. Cum, de exemplu, la Gazeta Sporturilor s-a certat conducerea cu ziariștii, au plecat unii, au rămas alții. Mamă, o săptămână de scandal în toată țara. Uite că merge înainte Gazeta, pare un tiraj bun, vizualizări, sunt ok. Sunt oameni, mi se pare mai rațional. Nu văd titluri de genul ăsta, cu tremur, nu știu ce, i-a dat perversa, bombă, nu știu pe unde, informația nu știu care. Din toate titlurile astea ale acestui ziar, din 20 de titluri sau 50 de titluri, 40 sunt cu tremure, bombă, perversa, atomica, nucleară. Astea sunt titlurile. 10 care sunt corecte. Da. 40 sunt cu nucleară. O să continui eu dialogul cu unul dintre jurnaliștii chiar târșuiți, la fel cum spuneați, ați folosit această expresie, Cristi Costache ni s-a alăturat, datarea asta cu atomica. A jucat fotbal și bine și îl salut pe Cristi, să spună el la nivelul, la anii la care juca, dacă nu a fost certuri în vestiar când era ale fotbalist. Spune Cristi, dacă niciodată cât ai jucat fotbal n-au fost certuri în vestiar. Te rog să-mi spui. Au fost și vor exista întotdeauna, pentru că unde sunt doi oameni, unul trebuie să fie șef și celălalt se certe. Și de ce ceva ieșit din comun? Că s-a certat după o înfrângere nemeritată Baha sa cu Albu. Puteau să fie Bauza cu Achim. Sau n-are importanță numele. Important e starea de nervi, starea de iritare și asta generează, sigur, exprimarea unor nemulțumiri. Pentru asta nu înseamnă că... mai dramatic ar fi să nu se certe nimeni. Aia ar fi grav. Înseamnă că nu le pasă. Exact. Tare. Pentru a încheia, deci, după ce apare în presă, care e atmosfera? Descrieți-ne atmosfera dacă e totul în regulă, dacă totul este și depinde numai de ceea ce se întâmplă pe teren în meci de acum încolo. S-au comportat foarte bine la antrenament. Ieri au avut o discuție cu patronul, cu jucătorii, și-au exprimat deschis punctele de vedere. Toți au fost pozitivi, toți au spus că au înțeles situația și vor să facă totul, în primul rând pentru ei ca sportivi, ca fotbaliști, nu neapărat că unui francez, unui elvețian, unui brazilian, unui argentinian, unui român, ungur sau n-are importanță ce. Importante pentru blazonul lor, să nu aibă în CV
O retrogradare. Măcar atâta. Dacă se poate și mai mult, tot mai. Deci au înțeles când situația, că nu sunt veniți, sunt jucători. Au trecut unul, a trecut pe la Hamburg, la Basel, pe la... Au fost, vin dintr-un fotbal, nu vin așa de pe lună. Domnule Pușca, și îmi dați voie să închei cu un titlu la ceea ce ne-a spus acum. Ascultați titlul. Cristi, ascultă titlul pentru ceea ce ne-a povestit Marcel. Cu tremur la FCU Craiova, Adrian Mititorul a dat perversa și i-a anunțat că va fi atomică retrogradare. Atomică. Da. Mulțumesc. Bine, acum la modă e nuclear atomică, nu nuclear, numai atomică. Da. Da, da, perversa. Îmi place și lui Cristi cu nuclear. Nucleară, cu tremur, bombă. De cap. Hai de cap. Incidente. Se întoarce grilă cu Johnny Cupen, se răsuce din pământ. Hai să fim serioși. Mulțumesc, domnule Pușca. La revedere. Salut, Marcele, baftă. Succes în continuare. Succes, spunem Cristi, succes unei echipe care a depus dosarul pentru a juca în cupele europene, FCU și Universitatea Cluj. Eu cred, Cristi, că putem face așa un comentariu scurt, pentru că am auzit, domnule, UTA, ce urât, n-a depus Petrolul, ce urât, Herma, așa de probleme, toți, Dinamo. Dar nimeni nu vorbește pozitiv. Haideți să vorbim de aceste două cluburi. Așa cum joacă FCU, e acolo la retrogradare, dar oamenii au respectat și vor să joace în cupele europene dacă vor ajunge acolo, chiar și de pe locul 10. Mi se pare lăudabil că investesc în acest dosar. E normal să-și încerce șansa până la urmă, pentru asta joci, pentru onoruri, nu pentru dezamăgiri. Pentru omoruri. Sunt, da. La noi sunt la mare modă acum omorurile, nu onorurile. Da, bine, în cazurile Hermannstadt și Dinamo le cam împiedică insolvența. Da. Deci oricum n-aveau ce să depună pentru că erau eliminate din stat. În rest, fiecare echipă cu șansa ei. Până la urmă, bine, și chestia asta cu jucat în play-out și să mergi în cupele europene e cumva contra. De pe locul 10. Atenție, de pe locul 10. Păi, exact. Dacă terminau Hermannstadt și Dinamo pe 7-8, vin celelalte la rând, 9-10. Nu, dar acum pentru că n-au, nu sunt decât numai două echipe, atât. Cluj și FCU. Numai ele pot juca. Dacă FCU se saltă, joacă bine și prinde locul 10, joacă baraj cu 7. 7 cu 10, Cluj cu Craiova, da? Sau 8 cu 10, 9 cu 10. Câștigă locul 10 și merge, ar putea să ajungă în cupe europene după duelul cu locul 3 sau care e acolo, da. Incredibil. Păi, Gabi, eu am tot spus, m-am plictisit eu de mine, îți mărturisesc, tot repetând că sistemele astea din fotbal românesc sunt absolut aiuritoare, ca să copiem titlurile unor. Da, distractiv a fost să-l aud pe Marcel vorbind despre tirajul gazetei, care e foarte bun. Păi tirajul era când scoteau ziare. Nu, a revenit de accesări, de vizualizări. Azi, nu, că mi-am adus aminte ce înseamnă destinul, ce înseamnă soarta. Da. Da. Până la urmă, dacă așa au gândit, văd că la noi nu mai e ideea de competiție cu puncte adunat, cu golaveraj. Care... Important e să faci cumva să fie atractivă competiție. Am mai spus-o, o repet. Hai să, așa cum ții și tu minte, când eram mici, să batem cornerul într-un picior, penaltiul într-un picior, să jucăm la trei cornere careu. Că... Golul să se dea din afara careului? Stai, să te așezi cu pe jos și să-l dai cu capul, să bagi mingea în poartă cu capul, dă pe linie. Adică putem să avem la idei, cred că am fi maestri în a pigmenta fotbalul nostru. Așa că ce putem să explicăm? Dacă așa au zis sfinții noștri olandezi care ne-au implementat sistemele astea și toate minunățiile astea, mai, eu am mai spus-o, nu sunt de vină nici olandezii, nici aia din federație. De vină sunt cei 200.000 de oameni care votează mereu și cei care aprobă în comitetul executiv toate năstrușniciile astea.
Cristi, am vorbit cu Marcel Pușcaș de FCU Craiova. Te provoc să vorbim de Rapid. Ca rapidist, pentru că na, nu pot să spui că nu curge sânge Vișiniu, na, pentru că sângele e aproape Vișiniu dacă ne gândim un pic, dar la tine chiar Vișiniu. Spune-mi, te rog, cum ți se pare domnul Dan Șucu? Te întreb direct, abruptă întrebare, cum ți se pare domnul Dan Șucu? Un om despre care toți, dar absolut toți, rivali, prieteni, mai puțin rivali și așa mai departe, spuneau, domne, ce bine că a venit un om, ce eleganță, ce decență, ce echilibru, ce profesionalism. Atacurile din ultima săptămână ți se par șocante față de cum era prezentat domnul Dan Șucu? Eu zic că a fost binevenită apariția unui personaj ca Dan Șucu și experiența adunată în business poate să-l fi ajutat și să-l fi ghidat spre o activitate precum sportul, precum fotbalul, care nu trebuie să neglijăm, îți oferă o notorietate aparte. Adică orice ai face, poate doar președintele României să fii, să fii cumva mai vizibil decât un investitor în fotbal. Deci fotbalul îți asigură o platformă extraordinară. Am glumit și nu o spun răutăcios, dar despre Dan Șucu nu cred că s-a vorbit în 30 de ani cât s-a vorbit în anul ăsta jumătate. Nu știa nimeni cine este, de unde vine. Exact, adică noi. Și repet, îți oferă o faimă și o glorie câteodată nemeritate, trebuie să admită. Dar e publicitatea asta pe care ți-o faci gratuit. Uite, ai avut și tu habar despre televiziune, despre aia. Hai să calculăm cât costă publicitatea în televiziune sau în ziare, sau dădeai un colț de reclamă într-un ziar pe vremuri în ceea ce se tipărea, plăteai de te spetea. Așa se vorbește despre tine, n-ai nicio obligație, dimpotrivă, ești rugat să-ți faci reclamă. Unii chiar spun în ce privește pe domnul Dan Șucu sau în ce privește pe alții, Dan Șucu, virgulă, proprietarul, și spune și firma, adică nu spune neapărat numai de Rapid. Firma pe care numele lui invariabil, invariabil se aduce aminte și despre businessul său în afara fotbalului, că trebuie să reclama de care vorbeai, da. Recunoaștem că și fotbalul ar trebui, dacă nu tinde să devină un business. Deci revenind, a fost o apariție reconfortantă, dar probabil că nesfătuit cum trebuie și nepus pe linie, așa, câteodată îți cam pierzi orizontul. A văzut că scandalul face agenda în fotbal, ca și în multe altele din societatea noastră. Și da, câteodată probabil că și-a spus că vorba aia veche, cea mai bună apărare e atacul. Și atacat mai mult sau mai puțin direct de cei cu care a intrat acum în competiție, în adversitate, și a considerat de cuvință că e bine să facă același lucru și să o pornească la baionet, așa, în contracararea armelor adversarului. Nu știu dacă este cea mai bună tactică, deși în cazul unei societăți ca a noastră unii poate îl apreciază și spun, ia uite domnule ce s-a luat cu ei de gât acum, se bate cu Becali, cu nu știu cine. S-ar putea să fie bine, habar n-am. Eu unul nu cred că aceasta ar fi tactica. Nu știu, mă gândesc pentru acum. Un om elegant, pentru un om elegant precum domnul Dan Șucu nu e bine. Ce spui tu, într-adevăr, reprezentând un club important cu suporteri puternici, ar da bine că există și cineva la Rapid, există și la Rapid cineva care să se ia cu ei de gât. Numai că, știi, ai zis foarte bine de cine a fost sfătuit și în ce fel. Dacă domnul Dan Șucu ar fi venit la acest atac cu baioneta, cu argumente decente, normale și, cum să spun, logice, era ok. Numai că atacul cu Ștefănescu, că a luat galben pentru a nu juca împotriva FCSB, când Ștefănescu chiar astăzi a dat și m-am trezit și eu, spunea, domnule, eu când am luat galben nu știam pe ce loc termin, puteam să nu joc cu Rapidul, adică, pentru că noi nu știam pe ce loc termin, puteam să terminăm pe 5, puteam să terminăm pe 6 în momentul când am luat galbenul.
nu cred eu că stătea cu telefonul în mână și știa că următorul adversar e FCSB-ul. 2. Când tu l-ai luat pe Borza înaintea meciului direct cu farul și l-a acuz pe Gigi de asemenea, când tu ai făcut asta, când domnul Dioseghi, un om decent, l-ai auzit când am vorbit în direct cu dumnealui, domnul Dioseghi apare săracul și spune, domne, ce mi-a făcut Rapidul, vai, nu mă așteptam la așa ceva. Adică pe Trila a dat mai mult la împrumut și mai puțin la transfer, tocmai ca să mă sară pe mine din schemă, că aveam și eu de luat bani. Deci când tu faci aceste lucruri, nu prea merge să-l atași, pentru că presa le știe, le ține minte. Da, adică e clar că nu și-a ales cele mai bune argumente. Poate că un, nu știu, contraatac, un atac, așa ca să menții vie disputa asta, ar fi fost poate indicat, dar trebuie să-ți alegi armele corespunzătoare, da, cu care să fie mai greu să fii răstălmăcit sau întors cumva. Deci e clar, revin la acea idee că sfătuitorii săi, consilierii săi nu sunt foarte inspirați. Nu știu, acum dacă vrea să fie, că mai sunt și oameni care pretind că se pricep la toate și nu acceptă un sfat al celor de pe lângă el. Nu știu, e greu de spus. Există pericolul, apropo de ce pe lângă dumnealui, există, simți că ar putea plana așa pericolul, eu poate că exagerez, să-mi spui dacă sunt nebun în ceea ce voi spune acum. Tu știi foarte bine cum e într-un club, a fost George Copos. Eu știu pentru că l-am avut pe domnul Becali. Pe lângă domnul Copos, pe lângă domnul Dan Șucu, pe lângă unul ca Becali, ca domnul Becali, sunt oameni care nu au curajul să-i spună decât să trăiești, patroane, dacă acum spune că e noapte, spune, oh, ce s-a întunecat din senin, aveți dreptate. Adică simți că planează pericolul în jurul domnului Șucu să se ducă în zona Becali prin ieșire, adică nu aibă nimeni curaj, domnul patron, domnul Șucu, domnul, cum îi spun, șeful. S-ar putea ca unii să aibă prea mult curaj și să-i toarne prostii în urechi. Adică întotdeauna sfătuitori din aceștia de ocazie, așa zici, băgători de seamă, se vor găsi mereu. Nu se va încheia acum sau dacă se întâmplă un precedent sau o faptă de un anume gen, să spunem că gata, dispare specia respectivă. Nu, se vor găsi destui care vor găsi o pâine de mâncat și o... Foarte interesant ce spui, mai ales că domnul Dan Șucu a recunoscut, nu mă pricep la fotbal, și acum brusc a apărut în ultima săptămână cu niște lucruri de parcă ar fi în fotbal de o viață, știi? Cineva îi le zice. Da, pentru că la chestii de-astea omul se adaptează repede, adică așa când se vede căuta de alții, nu mai era un domn. Hai să mă refer așa, pentru că a plecat dintre noi, Dumnezeu să-l odihnească, la Rapid, care avusese treabă cu business-ul și prin natura problemelor de atunci a ajuns să răspundă de destinele echipei de fotbal. Îl căutau ziariștii, oamenii să dea o declarație, și atunci se vedea că începuse să-i placă, deși nu era acomodat cu domeniul, nu prea știa cum se mănâncă treaba asta cu fotbalul, dar se pricepea, vorbea mereu despre toate, despre aia, adică omul nu se oprește atunci, adică nu se încurcă de un element ăsta aiurea, așa, domne, eu nu mă pricep. N-ai văzut, la noi sunt politicieni ăștia care sunt purtați pe la toate ministerele. Deci da, unul care se pricepe și la agricultură, și la navete spațiale, și la șuruburi, da, tot da, zice că... N-am înțeles asta, n-ai nicio logică. Ministrul da, adică... ministrul educației și ministrul culturii devine ministrul transportului. Da, și că zice, sunt manageri. Sunt da, manageri. Manageri care unii dintre ei abia au terminat liceul, n-au treabă nici cu limba română, nici cu domeniul respectiv. Și ai văzut, e folosit termenul ăsta, aiurea, expertiza lui X sau expert.
expertiza nu înseamnă experiență. Nu mai mi-aduce aminte că mă enervez, că v-am zis în fiecare zi că au pus ăștia de la, aceștia de la Ministerul Needucației, au pus olimpiadele de literatură și de engleză în acea zi, la aceeași oră, iar unul dintre elevi, Fimiu, a trebuit să aleagă săracul. Adică dacă te califici și era și turul 2, nu era primul, să zici că alegi de la început pe ce drum te duci. Bă, dacă te-ai calificat la engleză în turul 2, te-ai calificat la literatură în turul 2, cum o să le pui în aceea zi, la aceeași oră, să-l determin pe copil să aleagă între una și alta? Sunt 6 secretari de stat, Cristi, nimeni n-a răspuns la telefon, azi că nimeni nu știe nimic, că da, într-adevăr, vineri noaptea au postat că cine vrea și la engleză să rămână în același liceu la ora 1:30. Dar păi, când ajunge acolo, nimeni nu spune. Nu suntem în România educată? Da. Foarte limpede, deci, da. Simți că domnul Șucu a început să-i placă, pentru că ăsta e pericolul de care vorbeam eu, planează un pericol asupra domnului Șucu, a început să-i placă să apară. Da, da, nu, încă are un discurs în mare parte a timpului, are un discurs civilizat, adică n-a jignit, n-a ieșit precum alții. Educat, de citit, n-are cum să vorbească așa ca bădărani. Exact, corect. Adică are o apariție decentă în public, n-ai ce să-i reproșezi, doar că, am mai spus-o, nu și alege întotdeauna armele potrivite. Da, nu știu ce să zic că va fi în continuare. E limpede că la investițiile pe care le-a făcut încă n-a scos, așa ca performanță mă refer, n-a scos foarte multe din echipa Rapidului. Dar bine, să nu uităm, mult. De mult. Păi asta, să nu uităm că Rapid acum, stai cât? 3 ani, 9, eram 9 ani. Acum 9 ani era în faliment. Da. Acum 8 ani nu exista, acum 7 abia o luase din nou de la capăt. Deci n-are o perioadă foarte lungă în care să fi reușit mare lucru. Când? Acum 3 ani? Nu, acum 3 ani eram B și a promovat parcă. 3 ani, da, se pare. Parcă în 21 a revenit. Da, 2021. 3 ani. Da. Craiova înainte cu un an și ei după un an. Da. Într-adevăr, da, noi doi care am trăit atât de multe lucruri în fotbal, privindu-l și tu chiar practicându-l la un alt nivel, eu la maxim divizia B, știm că trebuie răbdare și noi doi ar trebui să transmitem acest mesaj și celor de la Craiova și celor de la Rapid. Oameni buni, stați puțin, erați în divizia B acum 3 ani. Nu puteți lua campionatul decât printr-o nu știu ce minune. Minunea aia nu vine oricând, da, și pentru oricine. Nu toate echipele sunt Nottingham Forest, să revin așa brusc. Apropo, Nottingham Forest fiind singura echipă cu cupe campioane ale campionilor mai multe decât titlurile naționale. Că Nottingham are două cupe, dar Anglia a câștigat o singură dată campionat. Ar fi bine să avem și una dintre ale noastre. Am mai zis un lucru și vreau să te întreb, chiar te rog să spui dacă vrei sau nu să comentezi, pentru că eu te întreb, tu ai dreptul să spui, doamne, nu comentezi eu chestiile astea. Dar cum ți se pare? Nu, e o treabă care nu ține de o anumită, de un anumit subiect pur fotbalistic. În ultima săptămână am văzut descinderi CSA, Dinamo și Rapid, cu torțe, cu fumigene, din nefericire și cu arme. Cum comentezi fenomenul? E o chestiune care simți tu că este planificat în așa fel încât să stârpească fenomenul ultras de pe stadioane? Sau e ceva mai mult decât atât? Din ce simți tu? Nu știu, acum, bun, nu susțin în totalitate, ca să mă explic cumva aiurea, îndemnul ăla, libertate pentru suporte. Nu i-a legat nimeni pe oamenii ăia de pe la tribuna a doua sau de pe la tribuna a întâia, dacă vii la meci normal, te manifesti sau nu, ții în tine sau nu și așa mai departe. Că de-aia se spune că la fotbal vii că te bate nevasta acasă și te descătușești și tu acolo. Mai spui pe o semință, mai o sămânță, te simți în largul tău. Treaba asta trebuie. Urai partidul. Da, da, deveneai dizident brusc așa când intrai în stadion. Chestia asta trebuia să înceapă dintr-un punct. Grav e că, uite, un reprezentant al acestor zici ultras a ajuns acum mare om în politică și te împușcă cu telefonul, cum te prinde, pe unde te prinde. Adică deja s-a ajuns mult prea departe.
Și manifestările celor din, din galerii, din facțiunile astea ultras, au devenit mult prea supărătoare și se transformă în cu totul altceva. Uite, și treaba asta cu Rapid, adică acum trebuie să înțelegem, dom'le, fotbalul a fost înaintea galeriilor, cum ar veni, că da, veșnica dilemă care a fost prima, găina sau oul. Oamenii vin pentru fotbal. Nu, acum s-a întors. Trebuie să vină fotbalul pentru galerii care se supără, care sunt în protest. Dom'le, dacă vrei, susții echipa. Dacă nu, stai acasă. Nu te obligă nimeni, că nu e o îndatorire de serviciu asta să vii la meci. Dar, dar frumos e să fie toată lumea împreună, și suporterul alături de echipă și logic, echipa. Păi logic, dar trebuie să fii mândru. Dar eu am mai spus-o, din păcate, și treaba asta, funcția asta iluzorie de suporter sau de sprijinitor așa din... Meseria de lider de galerie, e o meserie în toată regulă. Păi asta, chestia, a fi suporter a devenit o meserie, din păcate. Și mulți nu realizează treaba asta, dar destui sunt cei care o aplică. Nu mă refer la cineva anume, mă refer la modul general ca suporter. Da. Dar revenind la concret aici cu, cu Galeria Rapidului, cred că a procedat greșit în ambele cazuri. Mă refer și la chestia aia cu Dinamo, la meciul cu Dinamo. Au zis că i-au pus prea sus și n-au mai mers la meci și au sărbătorit în Giulești. Bun, dacă n-aveai deznodământul ăsta fericit cu Dinamo, nu mai sărbătoreai nimic în Giulești. Și luai petardele alea și le aruncai degeaba prin Giulești. De rolul suporterului e să fie alături de echipă. Dacă cred că te referai, al doilea, vreau să te referi la faptul că n-au strigat nimic pentru echipă la meciul cu exact, la meciul cu Farul. Da. Nu e normal. Păi, n-aveau jucătorii pentru care tu vii la meci, n-aveau absolut nicio vină. Dar, bine, nu mai descoperim noi America, dar ce vină avea echipa, ce vină avea Bergodi, ce vină aveau ceilalți? Adică tu te răzbun pentru echipă, pentru răul pe care ți l-au făcut alții. Și ce trebuia? Echipa trebuia să iasă de pe teren sau ce trebuia să facă? Spună libertate pentru suporteri și echipa și să refuze să joace. Atunci ar fi fost bine, probabil. Că da, pierdeau cu 3-0, da. E dreptul oamenilor. Stai că nu te obligă nimeni nici să strici pe stadion. Adică e culmea. Până la urmă să zic, bă, dar ai venit acolo, erai obligat dacă te-ai așezat în pelul. Nu. Un subiect delicat, un subiect foarte delicat în care te introduc acum și îmi cer scuze, mai ales că vorba aceea, o viață întreagă ai fost acolo în club. Domnul Șucu a aruncat în această săptămână o declarație dură pentru fenomenul ultras. Rapid întotdeauna, de când eram noi mici, a trăit și era demnă că, domne, peste tot am fost, peste tot, noi singuri nu ne ajuta nimeni. Noi suntem galeria care ținem cu echipa din suflet și nu ne ajută nimeni. Acum Dan Șucu, domnul Dan Șucu a spus că le-a dat bani suporterilor. Cât de rău sună să auzi așa ceva, că da, domnule, le-am dat bani, le-am dat pentru autocare și așa mai departe. Bine, Gigi Corsicanu imediat a spus că nu ne-a dat nimeni, dar între un om care spune că a dat și un om care spune că n-a luat, parcă înclin să-l cred pe cel care zice că le-a dat. Da, nu știu, domnul Șucu s-a pus într-o postură nedorită și greu de anticipat. Pentru că dacă te amesteci cu galeria, și nu neapărat că ar fi rău să fii suporter sau să susții, dar fiecare plan își are rostul lui. Un investitor e om cu alte probleme, cu făcut rost de bani, cu... nu neapărat că nu te obligă nimeni să alegi după bani ca să-i dai la Rapid. Dar cred că amestecarea asta așa a domniei sale cu suporterii nu îi va face bine pe termen mediu și lung. Bun, pentru suporteri e bine să zici, domne, suntem o familie, uite și patronul e cu noi. Dar și n-ar însemna că asta, prin chestia asta, ar însemna că îi jignește. Nu, domnule, fiecare e cu treaba lui, el e cu bani. Că nici el și nu va mai avea bani
nu cred că vor veni suporterii grămadă să spună, da, domne, hai că facem noi, spunem noi partea sau. Nu, zice, băi, gata, domne, hai, pleacă, nu mai dai banul, altul la rând. Că așa s-a întâmplat și cu fostul patron. Sunt 10 la rând care vor să ia Rapidul, după care am văzut că rândul era gol în spate, nu mai era nimeni. Deci, nu știu dacă este foarte indicată chestia asta cu hai să mergem la Craiova împreună, plătesc eu autocarele, banul le plătesc eu, le plătește da, galeria. A zis, de data asta plătim noi. Cum adică de data asta plătim noi? Adică, asta e. Da. A plecat porumbelul. A plecat porumbelul spre amândoi au comis-o. Unul a zis că le-a dat, celălalt a spus n-am luat și acum, de data asta, dar cu o singură condiție, plătim noi. Până la urmă, dacă vrea omul să dea, și e dorința lui, nu e nimic ilegal, decât dacă și justifici în mod legal banii aia pe care îi dai, da, sau îi dai din buzunarul tău și nu trebuie să-i mai justifici, poate doar față de soție, că vede că ai ceva mai puțin. Sfatul meu ăsta ar fi, Doamne ferește, galeria este de apreciat, ceea ce face în rest, cu excepțiile de rigoare, dar nu cred că este bine chestia asta cu amestecarea sa alături de suport. Suporterii au rolul lor, au obiectivul lor, patronatul are cu totul altă menire și cred că asta ar trebui să stea fiecare pe căsuța lui și în banca lui. Ce crezi că urmează în toată această poveste? S-a jucat prima etapă. Am cam anticipat noi că s-a făcut un revelion după ce a bătut pe FCSB, iar noi doi știm ce înseamnă Rapid, când ți-e lumea mai dragă, o comite. Gabi, scuză-mă un pic asta. Deci dacă și încă mai am îndoieli că ăsta ar fi Rapidul adevărat. Dar acum mi-am dat seama că e chiar din stirpea veche a Rapidului de odinioară și a Rapidului din totdeauna. Asta e de departe. Deci treaba asta, că știi că era aia, bă, să bat Steaua și Dinamo și în rest putem să ne ducem la Vale unde o vedea Dumnezeu cu ochii. Deci asta, inconstanța asta devenise deja proverbială și asta arată că și echipa actuală, așa cu îndoierile care mai persistă în privința ei, e tot de acolo. Au venit suporterii după ea, au ridicat-o, au încununat-o cu cea mai titulatura asta de cea mai iubită echipă a României, cu toate că văd că se fac o grămadă de sondaje, nu se știe pe cine sondează sau cum îi iau. Eu mă îndoiesc că acum, de exemplu, FCSB mai are 33% și Rapid are 2%. Dă-mi voie să mă... FCSB nu cred că are 33, are 45%. Cât o fi 45, cât ori zice ăștia, dar nu se știe, domne, pe unde, pe cine ai intervievat, pe cine ai întrebat. Și să știi, o mie de oameni și trebuie să știi și de unde, cum, în ce Gabi, fel. Eu nu vreau să jignesc, dar să știi că mai există și situația asta. Și știu foarte bine de când chiar eram cu adevărat în fenomen. Mai sunt domnișoare, dar astea nu vreau să le jignesc sau să arăt cu degetul neapărat. Așa erau, de ce ai venit la meci? Vreau să fac și eu o poză cu Bănel Nicoliță. Deci erau chestii de-astea așa, au auzit și ele de Bănel Nicoliță, le-a plăcut că nu știu cum, juca, alerga, era mai drăguțel sau mai puțin drăguțel. Păi pe ăsta nu poți să-l consideri suporter. Adică dacă tu îmi dai în procentul ăla de 45% trei domnișoare care au venit până la București să facă poză cu Bănel Nicoliță, nu e în regulă. Adică ia-l, fă un studiu ca lumea. Dom'le, știi când a luat Steaua ultima dată campionatul? Știi când a luat cupa? Unde joacă? Cine joacă? Adică așa... Sau măcar ceea ce n-a știut domnul Becali, cine a dat golurile la Sevilla, știi? Un pic nu mai vorbesc despre asta. Adică astea sunt chestii de ABC. De-aia dăm voie să am îndoieli și în privința sondajelor. Că una e să fii, așa zis, simpatizant, suporter, și alta e să ții cu adevărat o echipă. Cu o echipă. Da, adevărat. Te-a mai dat și exemplul meu. Eu n-am fost niciodată în galerie. Ăsta a fost stilul meu de a mă manifesta.
dar poate 80% din cei din galerie nu sunt rapidiți cum eram eu de mic copil. Zic. Corect. Acum, fiecare am mai exagerat și eu. Dar de-aia... Și aveam frustrarea asta că îmi ziceau unii că sunt mai steliși decât mine, dar eu nu-i cred pe aia că au plâns după meciul cu Brașov, pierduse la un moment dat Steaua acasă cu Brașov și era să piardă titlul, m-a dus plângând acasă singur ca prostul pe străzi și nu cred că altul ar fi plâns pentru un meci de fotbal. Adică depinde ce trăire are fiecare. Vezi, uite, și asta era o întrebare în sondajul ăsta pe care îl acuz eu, să-i spun așa. Când ai plâns ultima dată pentru... echipa iubită, de exemplu. De bucurie sau de supărare? Că poți să plângi de bucurie. Exact. De, hai să mai terminăm și cu sondajele astea, că știm cum sunt făcute și... Sper chiar, să nu fie... Chiar și în politică. Aoleo, la politică, Doamne ferește, să aud că Piedone și Firea sunt sus după ce au făcut 34 de ani, ce au făcut aproape 30 de ani. Sper să nu fie bune sondajele astea. Da, au făcut toți, sau mai degrabă n-au făcut nimic toți. Da, exact. Nu, dar asta e, să-i vrei tot pe ei. Mă rog, să nu ne ducem spre politică, pentru că nu e cazul. Domnul Costache, unul dintre puțini oameni care a fost, este și un om decent, corect în afirmații, chiar dacă este un rapidist convins, așa ar trebui să arate un analist sportiv, zice Daniel Zamfir. Agent 007 spune, încerc să-l faci pe Cristi să împroaște și el la rândul lui cu noroc, la fel cum faci tu, Gabi, dar are sânge vișiniu, nu-i mai pune întrebări tendențioase, că nu reușești, zice un rapidist. Ca și cum eu ți-aș fi pus ca să, pe parcă, îți insuflam și... Dar e dreptul tău să încerci, Gabi, nu-i nicio problemă. Da. Domnul Cușucu și Angelescu, foarte urât din partea lor, fără argumente, a jignit toată suflarea stelistă. Stai să nu dăm numai de genul acesta. Jean Turiță, din Canada, fost portar, zice, nu știu cum sunt alții, dar domnul Laszlo Dioseghi e un model de onestitate și cinste, tot respectul. Jean Turiță mi-a povestit azi noapte într-o emisiune, el a fost portar la Liga a doua, că la un moment dat, sper să nu greșesc, aveam pe aici notat, un meci de Liga 3-a, Sepp și Sfântul Gheorghe juca cu Miroslava în penultima etapă. Miroslava, dacă bătea, era matematic în Liga 2-a. S-a dus Sepp și acolo și cu toate intervențiile celor de la Miroslava a bătut Sepp și cu 2-1, deși nu avea niciun interes. Și a dus ultima etapă decisivă Miroslava cu cine urma să joace. Da, din fericire mai avem și cazuri de astea prin România. Da. Să ne aducem aminte, uite, ca să respectăm și să-i mai învățăm și pe alții. Sfântul Gheorghe n-a trăit prin Sepsi. A fost cândva o echipă bunicică, Oltul Sfântul Gheorghe, da. care îi mai ciocănea și pe Rapid câteodată și de-aia trebuie să-i ținem minte. Asta deci să nu... Bucovina Pojorâtă era cealaltă, da, corect. Astăzi să nu vă luați de politicieni pentru că au semnat pentru noul stadion Dinamo. De mâine aveți voie, zice Teo Cătă. Da, da drumul la stadionul Dinamo. Păi s-a spus că, domne, nu, dacă n-are nicio șansă Dinamo, doar dacă va avea stadion. Nu știu ce împiedică. Da. Dar chestia e alta, că dacă stăm strâmb și judecăm drept, noi stadionul nu va fi al lui Dinamo. Nu. Stadionul va fi, nu știu, administrat de cineva și ei vor fi chiriași acolo. Dinamo tot nu va avea nimic. Dacă n-are decât autocarul, ce va avea? Autocarul și un lot de jucători. Săftica e a lui Ionuț Negoiță, din ce mai știm așa, nu e a clubului, baza de la Săftica, stadion n-are, care? Altă bază de pregătire n-are, deci până la urmă nu știu ce se va putea schimba, da, că ai undeva posibil să joace doar Dinamo pe acel stadion, hai să zici, dar ce se va schimba? Adică de ce nu poți să-i ajuți și acum pe Dinamo? De ce doar atunci poți să-i ajuți pe Dinamoviș dacă va avea stadion? Eu asta nu înțeleg. E o da. Întrebare care ar trebui să primească un răspuns de la cineva avizat, ca să-i spune, ca să nu-i spunem cu expertiză. Mi-aduc aminte și de bannerele acelea. Vrem stadion fără pistă, știi? Ziceau cei de la Dinamo din galerie. Da, acum da. Chiar e interesant, îți dai seama ce presiune se pune. Dom'le, noi făceam multe dacă aveam stadion. Uite, acum or să aibă un stadion, mă rog, peste 2-3 ani când va fi gata, să vedem dacă vor ajunge în Champions League. Au stadion, gata. Or să dea năpoală. Păi da. Și ce? Rapid a intrat în faliment având stadion. Că da. Încă nu fusese demolat vechiul Giulești. Aveai stadion, bun, nu era el la cele mai înalte standarde,
dar aveai o casa ta care era deținută Clubul Sportiv Rapid, dar acolo trăisei doveșnicie. Și n-a fost de ajuns, a trebuit să moară echipa ca să înceapă un alt capitol în viața, da, în viața acestei grupări. Suntem într-o perioadă oarecum de pauză a campionatului până săptămâna viitoare, când se rea, echipa națională joacă două meciuri amicale cu Irlanda de Nord și cu Columbia la Madrid, unde se așteaptă foarte mulți români în tribune. Ce zici de națională de fotbal, Cristi? Bine, mai întâi trebuie să o vedem. Dar ce simți că se va întâmpla cu naționala în perioada aceasta, imediat următoare? Nu știu, o să mă boscorodești ca întotdeauna, dar eu sunt așa un pic mai pragmatic și aștept întâi să văd și pe urmă pot să mă pronunț cu adevărat. Dar se cam face, tot ziceai mai devreme despre nunta pe care o făcuse Rapidul după meciul cu FCSB. Și în cazul naționalei, deja să nu uităm că ăsta e cel mai relevant până la urmă argument. România n-a făcut niciun meci mare în grupa asta de preliminarii cu adversari modești. Adică în afara Elveției, care până la urmă și ea a fost o dezamăgire, nu era niciuna care să zici că e mai, da, de Doamne ajută. A fost un fotbal de la pragmatic, de puncte. Hai să-i spunem pragmatic, ca să nu fim trădători de țară și de neam. Dar, na, adică pe cine a putut să impresioneze echipa noastră națională? Fără revenirea aia de minutul 89 de la Elveție, noi eram deja aproape. Nu? Dar chiar vreau să te întreb un lucru. Cred eu mai interesant decât să ne dăm, pentru că nici eu, nici tu nu știm ce va fi, pentru că nu i-am văzut. Poate săptămâna viitoare, după ce vedem, să mai vorbim. Dar cum ți se pare faptul că au fost chemați jucători care nu evoluează la cluburi aproape deloc, ca idee, ca principiu? Până la urmă, Edi a călcat peste acest principiu și i-a chemat. Am mai spus-o că Edi Iordănescu avea din start o misiune aproape imposibilă în privința acestui principiu. Pentru că dacă luăm așa zisa formație de bază, pentru că nu există una, trebuie să admitem asta, vreo 5 sau 6 dintre titularii presupuși nu joacă la echipele lor. Adică da, noi avem Pușcaș la cam aruncat toată lumea de colo-colo, Ianis Hagi nu joacă la acolo, Răzvan Marin a ajuns și el, din păcate, mai mult rezervă la Empoli. Cine joacă, adică cine ar fi titular? Burcă și Stanciu, pe care nu-i vezi. Pentru campionatul ăla al Arabiei Saudite nu putem să ne deam seama. Ar fi Nedelcearu, Sorescu, Capovitan, Ruț, Burcă, nu că joacă toți cei pe care Rațiu nu joacă deloc, dar îl știm pe Burcă, na, în Arabia Saudită, Nedelcearu la Palermo, Sorescu joacă la Gaziantep, dă și gol, Racovițan joacă meci de meci în Polonia. Cred că e mai bun campionatul, da, din, da, Polonia. Mi-ai zis trei sferturi dintre ei care teoretic nu sunt titulari. Sorescu, da, nu e titular, Nedelcearu nu, Racovițan nu. Cine? Poate vor și acum, cine știe. Poate, păi poate, poate în disperare de cauză se va apela și la chestia asta. Dar uite, eu vreau să-ți supun foarte scurt un alt aspect. Noi, adversarii ției și în funcție de ce vei urmă, cu cine te vei confrunta, nu la vară, la turneul final. Cu cine seamănă Irlanda, da? Poate cu Belgia, să... nu. Cu Belgia, poate nu. Cu Slovacia, să zice. Poate Slovacia, un joc de așa de bătaie, de entuziasm. Asta mai mult. Columbia, cu cine seamănă? Columbia seamănă cu viitoarea adversară. Care nu... cu, da. Seamănă cu noi, care mai degrabă. Seamănă cu noi ca tot tricouri galbene, cam așa. Nu, altfel... Columbia seamănă cu adversara pe care nu o știm. Da, se află cu barajul de Liga Națiunilor. Da. Da. Deci, ăsta e un aspect. Nici mai știu, parcă cu Bulgaria mai jucăm un meci și cu Estonia. Cu cine mai jucăm atunci? Sau nu mai știu puțin. Mai avem două meciuri înainte de turneul final. Două meciuri de pregătire. Bine, când ești pe locul pe care ești FIFA, nu prea găsești adversari. Păi nu prea. Păi și asta spune ceva, apropo de toate optimismele noastre de nezdruncinat acum, că ce vrem noi? Vrem
Am înțeles că vrem, unii vor chiar și un sfert de finală, parcă chiar o semifinală. Adică să ne ajută, da, Jean Turiță cu Bulgaria și cu Liechtenstein mai avem înainte. Foarte bine. Nu știu cu cine ori semăna alea din ce jucăm noi la vară, dar probabil nu, că există. Acolo sunt finisajele de făcut ca trasee, adică de-aia și găsește un adversar precum Liechtenstein, e un antrenament cu un adversar. Bine, ai noroc că ne cunoaștem de mult, că altfel te-aș fi luat la înjurături, dar asta e, mă abțin. Să nu ne ia la înjurături, pe mine mai ales. Cu reglajul nostru, da, cu reglajul nostru. Am depășit și o să mă ia pe mine radio la înjurături. Am profitat un pic, e ultima ediție din această săptămână. Îmi cer schimbarea atunci. Da. Cer la margine să mă schimbe. Da, îți mulțumesc mult de tot, Cristi Costache. Mulțumesc și eu. Ca să realizăm și această emisiune. Salutăm pe cei care ne-au ascultat. Și sunt foarte mulți și le mulțumesc mult. Iată, la emisiunile la care participi se adună toți și te ascultă și adică, le mulțumesc. Ca să glumesc chiar înseamnă că am tiraj bun, nu? Exact, tiraj bun. Da. Vizualizări, accesări, distribuiri. Vă rog să distribuiți dacă vedeți această emisiune pe Facebook. Apropo, mulțumesc mult de tot, Cristi, îți urez un sfârșit de săptămână. Mulțumesc și eu, toate bune. Toate bune și dumneavoastră, dragi prieteni, mulțumiri pentru că ați urmărit emisiunea. Vă rog să o distribuiți și pe luni, când e foarte, foarte, foarte posibil să o avem invitată pe doamna Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Dumnezeu, va fi luni. Marți încercăm o discuție cu Mihai Badea, un om șlefuitor de talente, printre care Tavi Popescu. Miercuri, Amato Zaharia, probabil cu fostul ministru al sportului Bogdan Constantin Matei. Avem subiecte teribile, abia aștept să vină seara de miercuri. Iar joi încercăm cu scrimă sau cu tenis de masă, sportiv care merită respect. Să aveți o seară bună în continuare, numai bine!